Fratelor, uite, sunt aici în mașină cu Nicu Banditu și ne ducem la Roma. Ia salut aici, fetele. Așa. Și o să vă arăt un pic Roma când ajungem acolo. O să vedeți și voi frumusețile Romei, așa un pic, că nu avem cum să ne ducem în centru și haideți să mergem la Roma. Hai să vă povestesc un pic, așa am promis, să vă povestesc povestea mea cu slăbitul, sper că mă auziți. Eu am venit în Italia acum aproape 20 de ani, o grămadă de ani, eram un mic copil și când am venit în Italia aveam 57 de ani. Era trasă așa cu mine. Încă era trasă cu mine, dar oricum arăta bine. Nu sunt înaltă, eu sunt mărunțică. Am pentru și de șoc așa. Și vă dați seama, când am venit în Italia, erau mâncare altfel, mai paste și pastele sunt foarte bune. Și m-am învățat așa cu mâncarea asta care e super calorică. Și chestia a fost că atunci când am venit în Italia, eu nu vorbeam niciun cuvânt italian. Și am venit în Italia, frățiorul meu era bolnav de leucemie și am donat Modova. Și mi-am aducat un episod frumos din spital, că era un fel acolo, cu mâncarea. Fiindcă noi nu vorbeam italiană, a venit fermierul, asistentul, și ne-a spus că făcea, ne mima așa cu ce mâncare este. Și ne-a făcut așa, că e miau, miau, făcea. Și eu și Vali ne-am uitat unul la altul, ăștia ne dă seama că am pisici. Și noi făceam nu. Dar pe urmă când aveam poziționa română, când ne-am uitat la ce însemna că este iepure. Dar asta a făcut miau miau la noi și ne-a zis că ne dă să mâncăm bun. Sau odată ne-a adus scoici și noi nu eram învățați cu scoicile astea. Și când ne-am dus să vedem noi, înainte să desfacem cutiile alea care mâncam, am văzut, vedeam pe dicționar ce însemna și făcea Vali. Păi, Janino, ăștia ne dă să mâncăm moluști. Cum e aia să mănânci moluști? Și am mai adus cu el să... Și nimic, așa a început strada mea în Italia spre îngrășare. După vreo 2 ani când suntem în Italia, frățerul meu s-a dus acolo sus. Și eu am cunoscut tatăl copiilor mei. După un an așa, de când a murit Vali, am rămas gravidă. M-am îngrășat în sarcina aia 40 de kg. Să mâncam tot, am aruncat și țigările, n-am mai fumat cât am fost gravidă. Și tot ce găseam în frigider, mâncam. Și când am născut aveam 96 de kg. Eram o vacă. Eu cred că și foarte
reușeam să cobor mai jos de 80. Și am cerut și eu cu sfat acolo în sală și m-au trimis la un doctor care îți dădea amfetamine, adică chestiile alea care te fac să nu mai mănânci. Acum în Italia sunt interzise, nu poți să le mai iei, că sunt foarte periculoase, dau tachicardie, staturi de mori, nu știu să spun. Te schimbă total, te schimbă calea afară, nu mai ești tu însuți. Ești nervos, nu dormi, ești, câteodată ești așa de agitat, eu mă ceam cu palestră să stea câte 4 ore. Și medicamentele alea m-au făcut să slăbesc 20 de kilograme în 2 luni. Eram ceva de speriat, 60 de kilograme, dar nu mai mâncam niciodată, am făcut niciodată, nu mâncam numai dimineața, pentru că medicamentele alea îți ia total poftă de mâncare, tu nu reușești să faci nimic în gură. Am zâmbit până la 70 de kilograme.